Irak, după ce să fie o cursă pe ploaie... Da, era și groază, dar am avut o problemă. Ieri, chiar la antrenament, mergea foarte bine și am spus un timp foarte bun, m-am mirat. Înseamnă că eram în formă. Azi nu prea eram în formă. Nu mi-a ieșit pasența la un viraj care mai multe pune afară decât să pot să iei virajul așa cum trebuie. Da, asta e. Poate data viitoare, cu un pic antrenament, reușesc mai bine. Ți-e frică de ploaie? Mi-e groză un pic, nu știu de ce. Nu prea m-am dat pe ploaie încă, dar poate că din cauza aceea. Cursa a fost, spre surprinderea mea, foarte bună. Startul nu a fost ideal pentru mine. Cred că am băgat prea târziu în viteză și n-a avut timp motorul să intre în turații. După prima curbă deja am recuperat cam aproape toate locurile, după încă o curbă am recuperat în alt loc și tot așa până am ajuns pe 1. Din prima tură am avut pole position la clasa mea și în fața mea era doar Iacopo. S-a terminat mult prea repede din punctul meu de vedere. Mă așteptam să fie ceva mai spectaculos, să fie mult mai greu, pentru că am adversari reputabili. Și podiumul a fost ca la calificări, nu a fost nimic diferit. Faptul că a început ploaia te-a afectat cu ceva? Ploaia nu m-a deranjat cu ceva, pentru că deja eram obișnuită de la a doua calificare, a doua sesiune de calificări, și încercam să ignor ploaia. Cursa a fost foarte frumoasă, deci primele ture era uscată și am făcut și pole position și după 4 ture plouat un pic curat și era un pic mai udor și un pic în spate unde avea probleme. Motocicleta Medrachii? Da, da. Pe locul al doilea, tot de la Steaua București, Răzvan Stănescu, pe Aprilia, să-l aplaudăm! Bine! Și pe locul întâi, pe Conti, de la Taifune Sintim din Timișoara, Daria, să-l aplaudăm! Bine! Să aplaudăm încă o dată și să le mulțumim. Mai tare! Să aplaudăm mult mai tare! Vă mulțumim! Ceremonie de premiere a etapei a treia a campionatului național individual de viteză a României Open la clasa 85 cm cub. Pe locul al treilea de la Steaua București, Martin Cacasi. Să-l aplaudăm! Pe locul al doilea de la Steaua București, Alexandru Sângerzan. Să-l aplaudăm! Bine, Alex! Și pe locul întâi de la BNB București, pe Metrachit, Jacopo. Să-l aplaudăm! Martin merge pe Honda, Sângerzan, Alexandru pe Hoina, Petrachit, Giacomo, să-i aplaudăm încă o dată, să le mulțumim. Mama mi-a zis că ești major și ai nevoie de mergeți pe locul 1. Sunt deja campion României și sunt foarte fericit, deci e a doua oră, cealaltă cu 50 și anul ăsta cu 85. Și mulțumesc foarte mult Building Equipment
Studios, Sorrentino și Matrix. Și mecanicii mei, Silvio Metrochit și cum fac un bicicletă și Gabriele Scalzi că mi-a dat. Ringrazio i miei sponsor, Building Equipment, Sorrentino Studios e Matrix. Pure i miei meccanici, Silvio Metrochit che mi ha fatto la moto e Gabriele Scalzi che me l'ha data. Sono forte felicito, dice mamma un piccolo ptat și fost foarte frumos. Mai trag mai mult de gaz. No, da, am reușit, asta e important. Am rămas pe motor de emoții. Mă bucur că s-a terminat cu bine. Alexandru Singiozan, am participat în campionatul național individual al României de viteză la clasa de 85 de cm. Am ieșit pe locul 2 și fericit pe rezultat. Sunt fericit că am reușit să termin o bicicletă și că totul este bine. Thank you.
universal, să-l aplaudăm. Pe locul al doilea, pe Aprilia, de la Clubul Steaua București, Răzvan Stănescu, să-l aplaudăm. Și pe locul întâi, pe motocicletă Conti, de la Taifun Racing Team, din Timișoara, Daria Gănescu. Bravo, nu-i greșeală, sigur. Nu-i greșeală. Domnul Gănescu este invitat la organizator, are o filmare compromițătoare. Să-i aplaudăm încă o dată, să le mulțumim! Repet, cine este senior poate revendica organizatorii în bază de Red Bull. Vă mulțumim! Ceremonie de premiere la clasa 85 cm cubi. Pe locul al treilea, de la Clubul Steaua București, pe motocicletă Honda, Margit Cacazi, să o aplaudăm! Pe locul al doilea, pe Hoinar, de la Steaua, Alexandru Sângerzan, aplaudăm! Și pe locul întâi, pe Metrachid, de la MRM București, și el are o filmare promițătoare la start, Poșciuc, Giacopo Adriano! Giacopo, să-l aplaudăm! Acum, organizatorul va cânta imnul MRM, să-l aplaudăm! Bogdan, acolo! Acolo, lângă ziua! Vă mulțumim! Aplaudați încă o dată să ne mulțumim, nu se aude! Vezi dacă vii cu avionul? Asta e! Vezi că avionul! Stai acolo, Iacobo!